Un tânăr din județul Botoșan poate fi studiu de caz pentru psihologii care analizează schimbări comportamentale în timpul epidemiei de COVID. Face drifturi cu o căruță într-un oraș unde întunericul aduce plictiseala. Strunește singurul cal putere disponibil și pune atelajul să controleze derapat. Mândri de el, prietenii l-au filmat și l-au pus pe internet. Unde altundeva, bineînțeles. Acolo l-au văzut însă polițiștii și l-au amendat cu 2800 de lei. Sunt foarte curioasă ce a scris pe amendă, așa, cum a detaliat amenda asta. Drifturi cu căruța, pe asta n-o mai văzusem. Ia uite, frumos, luminițe de Crăciun. Auzi, dacă e Moș Crăciun cu renul. Nu este renul, să-ți arăt eu și renul lui Moș Crăciun, dar să ne bucurăm, de adevăr, de aceste imagini. Uite, vezi ce înseamnă că cu restricții se circulă mai puțin. Uite, nu era nicio mașină care să treacă pe acolo, că altfel cine știe, avea și el grijă să nu se mai ascundă. Da, știi, glumă, dar deja treaba, hai să o ducem și puțin pe partea serioasă, pentru că autoritățile ar trebui să implice un pic în situația asta, pentru că ne lovim pe drumurile naționale de căruțe pe care nu putem să le depășim. Se face coloană în spate, plus că este un pericol. Omul din căruță, atât omul cât și calul, da, sunt în pericol uneori. Nu poate să meargă pe un drum național unde viteza, o știm foarte bine care este, să meargă o căruță și un Ferrari, scuză-mă, nu prea se pupă, n-am nimic cu oamenii care au căruțe, n-am nimic cu țăranii, dar fiecare are drumul lui. Păi vezi, mă, că prima oară, de fapt, drumul așa a apărut, cei cu caii l-au făcut, uite, chiar și în limba noastră, în limba română, da, carosabil, vine de la caros, da, practic de la trăsura, da, în franceză, pentru că nu puteai să mergi pe toate drumurile cu trăsura, că da, unele erau făcute special pentru asta, la vremea aceea, cu cât o fi, 150 de ani, da? Ei, și l-au numit carosabil. El e un drum trăsurabil, adică poți să mergi. Dar de acolo vine așa, da, că... Da, Hofi, dar ce crezi? Nu trăim în trecut, da? Adică am depășit un pic... Nu trăim? Hai să ne întoarcem în prezent. Am depășit un pic situația asta cu carosabilul, cu toate cele. Da, căruța are drumul ei, noi restul mergem cu mașinile. Îți amintești cum am început, știu, în această seară cu cineva care mergea cu mașina și a încercat să treacă prin râul ăla, da? Umflat de ploaie. Vezi că eu, da? Când am văzut o căruță că stă la semafor, a fost cel mai șmecher moment din ziua respectivă, să văd căruța cum se oprește lângă mine la semafor. Fabulos! Hai să-ți mai arăt și eu ceva cu căruțele din tabletă, pentru că, uite, și dau și cu sunet. Am avut în... Uite, despre ce vorbeam mai devreme. În Constanța, deci șmecherii sunt și cu, da, drifturi, dar și cu liniuțe. Uite, o liniuță între căruțe, da? Întrecere, da? Uite, chiar și cu mașini stânga-dreapta nu e problemă. Noi am mai dat-o acum câteva zile, dar parcă vrea să potrivea acum o depășire pe turnantă. Da, nu reușește ca obosit. Da, uite depășește regulamentar, fii atent. Da? Este linie puntată.